Mai pe scurt vorbind, Pavel vorbește engleză. Era miercuri, stăteam cu Pavel pe Skype și nici cam în telefon. Dar la un moment dat, la Pavel pe ecran, a apărut un text în engleză. El s-a uitat atent, dar nu înțelegea nimic și scrie acolo. S-a mai uitat puțin și m-a întrebat pe mine. Oi, brate, iau ce scrie și tu înțelegi? Am luat telefonul, m-am uitat atent, pe urmă încă mai atent, dar nu înțelegeam nimic, așa că i-am dat telefonul înapoi. Pavel s-a uitat la ecran și a zis. Oi! Și, brat? Am pierdut! Apa acolo cred că scria că pierzi. S-a sculat enervat și vroia să spargă telefonul. Eu i-am zis calmeze, că nimeni nu-i devine, că a fost prost la școală și n-a învățat engleza. Da, oi, dar tu dacă ai învățat și nu știi ce scrie acolo. Dar la tine a apărut scris și ăla în engleză, nu la mine. Pavel n-a mai zis nimic și a plecat. S-a dus în casă și a luat un caiet și un pix și a ieșit afară să învețe engleza. A intrat pe net și repeta. Repeta la liceu, repeta când bea apă, repeta mergând pe drum, numai când nu repeta. Eu m-am mai jucat puțin la telefon, am văzut că Pavel nu vine și m-am dus acasă. Oricum deja mă plictiseam. Pavel deja avea 24 de ore de când învăța. Nici măcar n-a dormit noaptea asta. Deja i se închidea ochii. Dar tot nu s-a lăsat de învățat. Peste ceva timp, eu vineam la el, să ne jucăm iar în telefonii. Am intrat în ogradă și mă uitam unde, dar nu-l vedeam. Am decis să-l sun, dar era ocupat. Cu cine vorbești ce este? L-am mai sunat odată, dar când a răspuns... This number, it's pula mea. Și este robotul? M-am dus după casă și l-am văzut pe Pavel cum învăța engleza, cu caietul și telefonul în mână. Brat, hai că am venit. Să ne jucăm în telefoane. S-a uitat la mine, dar parcă nici nu m-a observat. M-am apropiat mai aproape și am zis că am venit să ne jucăm în telefoane. Cum o făceam de fiecare dată, dar el vorbea ceva sub nas. Bro, și ai? Ești ok? A ridicat capul, s-a uitat puțin la mine și a zis. Eu can? Și cană, bro. Vrei să bei apă? No. Și, brat, cană nouă vrei? No, ei! I-am zis numai prostească și să vorbească normal, că dar mă nervez, dar degeaba vorbeam cu el, că deja începea ceva cu... Cum, my brother? Am văzut că nu mai are sens să vorbesc cu el și am decis să-l mai las să-și revie. Poate s-a pălit la cap cât l-am lăsat singur. M-am dus în fața casei, m-am așezat pe scări, am scos telefonul și am început să mă joc. Dar așa cum mă jucam, Pavel a deschis ușa și zicea... Cum, my brother? Și comuri, și buterbroade vrei? Dă-te de ce ești dus! A închis ușa, dar peste un timp era la geam. Cum, my brother? Uai, gata! Nu mai rezist! M-am ridicat și mi-am mutat locul după casă. M-am așezat, dar n-am scos bine telefonul, că s-a întâmplat asta. Cum, my brother? Deja încrapau răbdările și am decis să mă joc din mers. Dar n-am început bine joaca când fața mea mi-a ieșit. Cum fucking shit? Nu mai știam cum să procedez. M-am calmat și m-am dus beau puțină apă, că deja mă uscam în gât la atâția nervi. Dar oriunde nu mă aflam și orice nu făceam, aista cu com era mereu prezent. Com, my brother. Deja era clar că nu mă mai joc cu el în telefon azi. Așa că am ieșit frumos pe poartă și am plecat acasă. Mi-am aprins calculatorul, m-am pus pe pat și primeam plăcere de la liniștea din cameră. Dar așa cum stăteam, m-a sunat telefonul. Era Pavel. Dacă zici com, apă închide odată. Com, my brother. Cum fucking shit? Mai pe scurt vorbind, Pavel e deștept. Era marți, a strigat Pavel la poartă. După ceva timp de strigat, Pavel mi-a deschis. Ce faci, bro? Dar ce fac? Mă ocup de mine. Cum ies asta? Dar cum se iasă? Pur și simplu lucrez asupra mea ca să devin mai deștept. M-a chemat în ogradă și a zis că mușul mi-arată ce a reușit în viață până acum. S-a urcat pe balcon și a zis să-i dau niște întrebări legate de logică. Într-un cât eu mereu am fost mai deștept ca Pavel, știam ce întrebări să-i dau. Cât e 2 plus 2? Ei, 6. Ei, chiar e? Cum ai că tu ne știi niciodată? Dar partea zise că a început să lucrez asupra mea. Eu mă miram, dar și invidiam. N-are cum Pavel să devie așa deștept în câteva zile. Într-un cât 2 plus 2 a fost prea ușoară, am decis să complic sarcina și să-i dau împărțirea și mulțirea. Uai, 3 minus 1. 3 minus 1? Nu, uai. Bune, oricum ai ieses pentru grădiniță. Toți proștii știu să răspunde. Uai, fii atent aici. 9 mulțit la 1. 91. Dar nu nahui. Bune, stai. 1 împărțit la 1000. Ți-a și mii. Bune. M-a dă o batut. Chiar ești deștept. Când a auzit asta, a început să-l audi și mai tare. A zis că de grabă începi să înveță mulțirea cu milioane și miliarde. Ei, gata, eu sunt eu prost. Hai cu mine. A zis că de când s-a făcut deștept, s-a învățat cu adevărat a repara scuterii. Ei, și chiar le-ai făcut să pornească? Nu, el a făcut să nu pornească, ca să nu poată nimeni să-l furi. Asta e un fel de securitate în plus? Da, ui, vezi că ești prost. Ne-am dus în ogradă și a zis că deja s-a deschis un business cu ajutorul deșteptășunii. A zis că a început să-i vină banii la greu. Eu deja mă simțeam prost la el acasă. Era prea deștept pentru mine. Și am zis că mă duc acasă. Nu de alta, dar eu sărac și prost. Bro, tu ești alt nivel. Caută-ți alt prieten. Stai, băi! Tu nu ești prost. Cum, băi?
Nu de mult ai zis că-s prost. Apu, da, ui, ești prost. Dar poți și ești deștept. Eu azi te ajut să devii. M-am întors înapoi și a zis că pentru a deveni deștept trebuie să urmezi niște pași simpli. Și te apuci de fumat, de băut și te târâi de cur. Și-ți fac, ei? Glumesc, ei. Hai cu mine. Ne-am dus în două case, ne-am așezat pe scări și a zis că aici e locul perfect pentru a deveni deștept. E liniște și asta e foarte important. Ok, și cu ce începem? El a zis că a început cu adunarea, dar într-un cât eu sunt prost, dar nu de tot, a zis că în cazul meu putem începe cu mulțirea deodată și dăm pe parcurs, a să ajungem și la reparația tractoarelor. Așa e să ajungi dacă ești deștept. Eu m-am bucurat și am zis că sunt gata să fac orice pentru a deveni deștept și să repar tractoarii. Foarte bine. Cât ai 5 ori 5? 55. Da, ui, vezi că nu ești așa de prost. Da, bro, și eu încă n-am învățat niciodată înmulțirea. Dar vezi că știu. Când a auzit că eu știu înmulțirea, chiar dacă n-am învățat-o niciodată, s-a nervat, pentru că el a pierdut 2 ore să o învețe. Dar eu m-am născut învățat, dar s-a calmat și mi-a dat cu adunarea. Ui, cât ai 5 plus 5? 10. A început să râde, pe urmă râdea mai tare, așa de tare, că se ținea de burtă. Și râzi, bro, care 10, ui? 5 plus 5 e 25. Nu, bro, 5 dești plus 5 dești. Fac 10 de ești. Băi, tu să mă înveți pe mine numara? Eu sunt deșteptul curului. Pe mine nimeni nu drăznește să mă înveți ceva. Ghinean ți-o că ești prost. Mai scurt vorbind, Pavel crede în Dumnezeu. Era joi, mă apropiam încet de casa lui Pavel. Dar când am ajuns la poartă, am observat cum Pavel făcea niște mișcări strani. Sfinte, Sfinte, Doamne ajute, Sfinte, Sfinte, Doamne ajute. Sfinte, Doamne, Doamne ajute. Sfinte, Doamne, Doamne ajute. Am intrat în ogradă și am zis: ce faci, bro? Cum ce fac? Mă închin la Dumnezeu, că și așa suntem niște păcătoși. Dar cum, bro? Că tu niciodată n-ai crezut în Dumnezeu. Apoi n-am crezut, ei, dar viața schimbă. A zis să las termine rugăciunea și după aia vorbim. M-am așezat pe scări și așteptam. Dar în timp ce așteptam, Pavel a venit la mine și mi-a zis să învăț rugăciunea de pe caietul ăsta. Că la el în ogradă intră doar oameni credincioși. Bro, eu nu sunt credincios. Când a auzit asta, s-a nervat, a adus o icoană și a zis nu mă mișc până nu-mi citește rugăciunea. Sfinte Doamne, curățați păcătos. Îndepărtează-te toate relele și iartă-i păcatele. După ce a terminat de citit, a zis că viața mea de azi încolo se va schimba spre bine. Eu i-am zis că viața mea așa e frumoasă, mai ales atunci când ne jucăm în telefoane. Când a văzut telefonul, mi l-a luat din mână și a zis că astea sunt cele mai necurate lucruri create vreodată pe pământ. Nu, bro, și nu ți-ai minte cum ne jucam amândoi zi și noapte în telefoane. Băi, asta a fost în viața trecută. Nu, bro, asta a fost ieri. Am mai încercat să-mi întorc telefonul, dar era clar că nu-l mai văd înapoi. La cât de credincios era Pavel, numai telefonul ați văd. M-am supărat și m-am pornit acasă, dar când am ajuns la poartă, s-a întâmplat asta. Unde? Mă duc acasă, bro. Nu așa, rebe. Cine intră la mine în ogradă, nu iese până nu zice rugăciunea Tatăl nostru. O știu. N-aud. Tatăl nostru. Dar nu știu, bro. Înapoi. Până nu spui, nu ieși la mine în ogradă. M-am întors înapoi, m-am așezat pe scări, Pavel mi-a dat rugăciunea Tatăl nostru și am început să învăț. Sau mai bine zis, mă fășeam că învăț. Că eu nu pot ști, dar dacă îi zic asta lui Pavel, mă duce direct la mănăstire. Ești nebun. Așa că mai bine nu-i spun nimic. M-am făcut că învăț o oră, m-am făcut că învăț 2 ore. Dar când am dat să mă fac că învăț a 3-a oară, a venit Pavel și a zis: să te aibă Dumnezeu în pază și bun venit în rai. Bro, noi suntem pe pământ, nu în rai. Taci fiul Dumnezeu și învăț rugăciunea, că te voi întreba curând. Eu eram mirat, șocat. La Pavel deja îți ducea acoperișul. Dacă asta e credință, apios pilot. Noi puteai eu citi, dar știu să fac diferența între om credincios și psihopat. Asta e clar că Pavel face parte din categoria psihopat. Am așteptat momentul când Pavel a plecat în casă, am lăsat rugăciunea jos și am început a alerga spre poartă. Dar când am deschis, Pavel era în drum. Tu nu erai în casă? Eu sunt Dumnezeu, eu pistitet. Rugăciunea și ești liber. I-am zis să mai dai puțin timp, că nu știu bine. M-am întors înapoi, am luat caietul în mână și mă făceam că citesc mai departe. Pavel stătea numai cu ochii pe mine. Nu cumva să mai fug odată. După încă ceva timp, eram obosit și flămând. Mă durea stomacul la greu. L-am chemat pe Pavel și am zis: bro, știu că n-am procedat corect. E? Când? Când? Nu știu când, dar zic că n-am procedat corect și vreau să-mi cer scuze. Scuze? Pentru ce? Pentru tot, bro. Vreau să fim ca înainte, să ne jucăm în telefoane și să ne numim cu prostii. Hanciuși? Și suca, bleați! Învăț rugăciunea! M-am înervat și am zis că eu niciodată n-o să fiu credincios și că eu nu pot să învăț rugăciunea. La mine în cap sunt numai nebunii! Eram supărat, obosit și dezamăgit. Mă simțeam mai rău ca la pușcărie. Asta credință se numește. Am rămas și fără telefon. Măcar sunam la poliție. Așa nu mai scap de grabă de aici. Deja aveam 6 ore de când stau la Pavel în ogradă, cu un caiet în mână. L-am chemat odată la mine și am zis că am o rugăminte. Ce vrei, ui? Bro, dă-te rog ceva să mănânc, că mi-e foame. Și ești prost, ei? Am ui post. Hai, erai, fiule, vin aici cu mine. Ăsta chiar e Dumnezeu? Dar nu nahui! Ce-ai zis, fiule?
Dacă vreți mai multe videoclipuri cu noi, vă așteptăm pe noul nostru canal de YouTube, Crist și Pavel, unde deja au ieșit câteva clipuri interesante și așteaptă vizionarea voastră. Vă așteptăm aici. Pa! Mai pe scurt vorbind, Pavel e zombie. Era marți, stăteam la geamul lui Pavel și așteptam să iasă. Dar în timp ce așteptam, s-a auzit un sunet straniu. Și asta e? Deodată părea amuzant, dar până s-a auzit a doua oară. Asta deja m-a pus pe gânduri. Am scos telefonul și am încercat să-l sun. După ceva timp, mi-a răspuns. Dar acel care mi-a răspuns, sigur nu era Pavel. Am pus receptorul și am încercat să intru pe geam, dar nu mă puteam urca. Cine a făcut fereastră așa înalte? Dar în timp ce eu încercam să intru pe geam, a trecut Pavel lângă mine. L-am strigat și am zis că am jumătate de oră de când îl caut. Deja mă gândeam să-ți intru pe geam. Îmi pare rău, bro. Chiar n-am vrut să mă vezi cum vreau să intru fereastră. Dar ce vorbeam? Că Pavel nici nu trăgea atenție. Parcă era zombie. Dar el chiar era zombie. M-am dus în fața lui și dădeam de mâini. Încercam să-l aduc la viață. Dar lui era pohui. N-avea nicio treabă cu mâinile mele. Am mai avut eu probleme cu Pavel. Dar asta clar e ceva serios. M-am așezat pe scări și mă gândeam ce mai pot face ca să-și revii. Pe internet scria că dacă dai peste un zombie, sunt doar două soluții. Prima îți spala vasele și a doua îți spala mașinile. Nature! Asta chiar ar putea să lucreze. M-am dus în casă, am luat soluția de blide și-l căutam pe Pavel. M-am uitat pe ograde, după ogradă, în grădină, după gard, a ieșit în drum, dar nici urmă de Pavel. Zici că a intrat în pământ, nu mai știam unde să mai caut. Sigur stai în casă și mănâncă oameni. Normal cu asta se ocupă zombie. M-am dus din nou la el la geam, am bătut de două ori, dar deja mă durea pumnul, așa că am luat ciocanul. Dar când aproape să dau, s-a auzit asta. Am lăsat ciocanul și am zis că vreau să-l ajut scapi de blestemul ăsta de pe el. El parcă mă înțelegea, dar parcă nu. Eu îi explicam mai departe că tot ce vreau asta e ca să-l ajut să-și revie. Dar așa de mult i-am explicat că el s-a săturat de ascultat, s-a întors și s-a dus. Bro, eu îți vreau binele. Și ui? M-am enervat, am luat soluția de vasi și am dat peste el. Aici încă mai tare m-am enervat. Eu i-am vrut binele, dar el îmi era tfaciu. M-am dus în casă, am lăsat soluția de blidi și mă gândeam să-l omor cumva. Da, un om trebuie să trăiască, dar Pavel nu-i om, e zombi. Și nu-i doar zombi, dar ești prost. Planul de a-l omoră nu era rău, dar mai trebuia să mă gândesc și cum să-l omor. Că ăsta nu-ți moare așa ușor. Clar trebuie artilerie aici. Întrucât eu nu am omorât niciodată un zombi, m-am adresat la Google. Google, cum omor pe zombile Pavel? Încercați să-l stropiți cu apă sfințită. La asta sigur nu rezistă. Va muri în pula mea. Da, nu era ideea. Ok, Google. Am luat căldarea, am ieșit în drum și am plecat după aghiazmă. Peste ceva timp, mă întorceam înapoi cu jumătate de căldare de apă sfințită. Am intrat în ograde cu un zâmbet mare pe față. Acum chiar n-are șanse zombile Pavel. N-a vrut cu binele, o va lua cu rău. El singur s-a ales soarta. Am deschis ușa la casă, am luat mătura și m-am dus la geam. Dar n-am reușit nici să bat, că Pavel deja urca scările spre mine. Bro, îmi pare rău, dar va trebui să te omor. În numele lui Dumnezeu, te declar mort! Mai pe scurt vorbind, Pavel e bogat. Era joi, pentru el o zi simplă, dar numai nu azi, căci mergând pe drum, el vede cum stau jos câteva zeci de mii de dolari tăvălindu-se. Eram uimiți și fericiți, mie nu-mi vinea a crede, am vrut să-i ating, dar nu mi-a dat voie. Și aici s-a amintit cuvintele lui bunicsa, că nu-i bine să iei de jos, că poate să fie vrăjală. Dar el a zis că numai nu-l asumă asta. Am intrat în ogradă, i-am zis că ar fi bine să împartă și cu mine, pentru că cum ne-ai dat suntem prieteni. Dar el a zâmbit și m-a scos după poartă. I-am zis că o să-i pară rău și că o să-i stai banii și ei în gât. Dar el admira banii, nici nu auzea ce spuneam eu. A intrat în casă și aici a apărut o mare problemă. Nu știa unii să-i pastreze, căci suma era destul de serioasă. În dulap? Nu, aici e prea ușor de găsit. În congelator poate? Nu, aici o să înghețe. În sobă? Nu, că aici eu o să intru pe hojac și o să-i fur. Sub pat? Nu, sub pat a înțeles că este un monstru. Poate în piscină? Nu, aici o să înneci. S-a gândit în beci, dar în beci nu era lumină. Și în poda la mețe capul. Dar poate în viceu? Nu, că aici se vor împuți. În garaj? Eh, nu, că acolo are șoarici. Totuși s-a oprit la ideea cu dulapul. I-a pus încetșor în dulap, i-a mângâiat-i și le zicea că mereu va fi alături. A închis ușa, dar ca stăi mai împăcat, a zis o blocheze cumva, ca să n-aibă nimic acces la ea. Sau mai bine zis, nu am eu. O pus scaunul, ventilatorul, niște flori uscate, icoana. Acum altceva. Era cam obosit și s-a gândit să duc să întind un pic. Așa și-a făcut. Stătea numai cu gândul la bani și la ce-ar putea să-i folosească. Și a dormit. Dormind visa, cum eu îi dau lucruri la o parte, pentru ca să-i fur banii. S-a trezit foarte speriat și deodată, fără să gândească, s-a îndreptat spre dulap. Repede a dat totul la o parte și din fericire, banii erau acolo. Era doar un vis. A zis mai bine să iei banii la el, că așa vor fi mai în siguranță. S-a dus înapoi în pat, îmbrățișându-i, le spunea o poveste de somn. Era odată ca niciodată un capră și șapte ies. I-a învelit și s-a pus și el la somn, dar în acest timp am venit nervos la poartă. Am vrut să deschid, dar era încuietă, așa că am sărit gardul. M-am dus la geam și m-am uitat cum el doarme. Văd că ți-ai ghine cu banii.
Deja și de prieteni ai uitat. Ah, cum banul ăsta schimbă omul. Mă răsplătesc eu pe tine. Am intrat încet în casă, m-am dus la el la pat și am furat banii. I-am pus în buzunar, dar aici... Ce cauți aici? Ui, unde-s banii? Care bani și-ai pățită? Cum care? Așa e care am găsit pe drum. Oi frate, ești satul și cu tine. Nu știu eu de niciun fel de bani. Poate și-am de sat. Bună, dar hai mă duc eu. Mai pe scurt vorbind, Pavel trăiește singur. Era joi, Pavel își lua a rămas bun de la oamenii care i-au vândut casa. Era bucuros, dar în același timp era și trist, pentru că s-a dat seama că începând cu ziua de azi, el va fi responsabil de tot. Ba chiar va trebui să facă și mâncare, și ei și nu au făcut niciodată. Dar de fericit ce era, la moment nici nu era a mânca, pentru că fericirea era atât de mare că mai n-a căzut jos. Vechiul proprietar i-a zis nu uite să verifici garajul, pentru că acolo îl așteaptă o surpriză. Mergând la pas mari, mai n-a căzut jos. Mergea mai încet, cum ne-ai da iarna. A ajuns la garaj, a deschis ușa, dar acolo îl aștepta o grămadă de nisip. Pavel a început să plângă. Era atât de mulțumit că o să poată construi ceva cu acest nisip. Ieșind afară, a decis să vadă beciul. Dar când a deschis ușa, și-a amintit că îl urmează o frică din tuneric. Sau mai bine zis, să nu se stingă întâmplător lumina cât să află el acolo. Așa că a decis să amâni. Făcând un cerc prin prejurul casei, s-a salutat și cu vecinii. Și mai ți-ai luat casă, vii jos, bem un pahar de gin. Dar Pavel a zis că ține dietă și nu bea acum. Dar în răspuns a primit: am dacă nu beieți casa și fund-o nișa. Lui Pavel îndată i s-a dus dispoziția. A decis să intre în casă. În casă era și mai trist. S-a pus un pic pe pat și-și amintea de părinți. Cu ei tot era mai bine. Dar nu, a zis că e timpul să fie aparte. În casă era frig. El a hotărât să dea ei focul. S-a dus să vadă de lemni. Lemni erau, dar trebuiau tăiate. A zis că nu-i problemă. Ba da, e problemă. Topor n-avea. S-a gândit să ceară de la vecini. Vecinii au zis că au avut topor, dar l-au schimbat pe o sticlă de vodcă. În fine, focul se mai amână puțin. A intrat iarăși în casă. Deja a început să-i pară rău de pasul făcut. Dar într-un moment îi sună telefonul. Alo, da, mami. Ce spui? Să mă întorc acasă? Nici nu știu, nici nu știu. Hai că s-am pregătit colțunaș de preferat cu brânză. Hai că-s de acord. Mai scurt vorbind, singura acasă. Era miercuri. Pavel își lua rămas bun la părinți. Vreau să-mi și-ai comente, le-am dus pe nimeni și lețele și-ai făcute. Că vezi nu-s făcute, vargă e ta. Da, eu am înțeles. După ce au plecat părinții, lui Pavel îi venea strige de bucurie, pentru că a rămas singur și poate să facă ce vrea el. Zgândea și poate să facă, dar aici s-a amintit că avea undeva scris. Dar unde-o pus-o? În sertar? Nu era. Poate după pat? Nu, nu era nici aici. În dulap? Puține șanse. Unde oare putea fi? Era la el în buznar. A desfăcut-o și prima treabă pe listă care el trebuia să o facă era să sară pe pat. A luat și a trecut la treabă. A sărit odată, de două ori. Era vesel, dar deja îi părea că se rupe patul. A coborât și a șters-o de pe listă. Prima era făcută, a doua era să zădri câini la vecin. Asta de mult el dorea. Dar nu l-a zădărât mult, pentru că a ieșit vecina și a zis: ei, tot Dumnezeu, mă, să mergi acolo, tata, nu! Pavel era speriat, nu știa unde s-o apuși. A fugit rept din casă și a încuiat ușa. În caz de ceva, s-a dus repede și s-a uitat pe geam să nu vină vecinii de urma lui. Dar au intrat în casă, ori s-au pornit spre el, pentru că după cum au strigat, erau nervoși tari. Dar el n-avea frică, pentru că a încuiat ușa. A scos și a șters-o și pe a doua de pe listă. Mai departe urma să uite la filme pentru maturi. O, ia să ieși puțin camera. Era făcută și asta, și respectiv ștearsă. Și mai rămăsese încă două. Una ca să-și cheme prietena la el. Stop, el doar n-are prietene. Și a doua era să mă cheme pe mine să aruncăm cu pietre în piscină. Cu prietena a șters-o și a luat și m-a sunat pe mine. Mi-a zis să vin acum repede până la el. Dar i-am zis că s-a ocupat. El a zis că e singura casă și putem să aruncăm cu pietre în piscină. Eu i-am zis că am ușa la poartă. Așa mai merge. S-a pornit să iasă afară, căci după cum el știa, eu sunt un băiat rapid. Dar când a dat să deschide ușa, nu vroia să deschide. Straniu, ce-i cu ea? Oare s-a blocat? Ah, în puii mei, eu doar am încuiat-o. A ieșit afară, eu deja eram în ogradă. Dormeam lângă piscină. Mi-a dat un picior și m-am trezit. A zis nu pierdem timpul și trecem la treabă. A deschis ușa, apă nu era multă, dar destulă. Mi-am dus după pietre și am adus. Am luat o piatră, o leacă mai mare. A zis că dacă îi dau piatra asta în piscină, a rămâne fără apă. Așa că m-a pus să o duc înapoi. Vine mama, fugi. Mai psicu vorbind, sunt prea curat.
Asta la noi a fost vineri. Era o zi sexoasă. Eu eram pe pat, mă gândeam cu ce să mă ocupați. M-am sulat din pat, am venit la geam, m-am mutat pe geam. M-am întins, m-am mutat mai departe. Îmi imaginam că stau cu privirea la o mare. Uitându-mă în jos, am văzut asta. Oho, de unde s-a luat asta aici? Că am unul de mult cu câteva săptămâni în urmă l-am șters. Și iată și ocupația s-o găsit. M-am dus după piticuță și a început să-l șterg. O făceam bine, am înțeles că asta nu-i destul. Am adus și sârmă de veselă. Am început să rot. Am vrut 10 minute, 30 minute, o oră. Acum eu eram mulțumit, dar ca să fiu și mai mulțumit, am pus și niște soluții. Ea la sigur trebuie să mi-o facă curată. Mai bine spus, albă. I-am mai dat o dată cu sârma și acum era perfect. Mai perfect nu putea să fie. M-am gândit să ies afară să văd ce iese de făcut. De făcut era multe, începând cu tăierea bureanului și terminând cu reparație. Da, vroiam să le fac, dar numai nu acum, că aici e nevoie de finanțe mari și timp, care eu desigur am unul le aveam. Atâta timp cât asta m-am gândit, simțeam nevoie de a-mi spăla mâinile, pentru că m-am atins de multe, dar acolo poate fi microbi, ba chiar și în atmosferă. M-am pornit să mi le spăl, am ajuns la cran, am dat drumul la apă. Am pus sapon, am spălat, am vrut să le șterg, am văzut un ștergar pe sârmă, m-am bucurat, m-am pornit spre el, dar aici ne-am amintit că și în el poate fi microbi. Respectiv după asta, îți las și un fel de gunoaie mici pe mâini. Am zis mai bine să mi le usuc așa. Am văzut pisica, era prea drăguț ca să nu mângâi. M-am uitat la mâini, m-am dus la cran, l-am deschis, am pus sapon, le-am spălat, am închis cranul, am uscat mâinile, am mers mai departe, totul era bine și frumos. Până la momentul ăsta, eram nervos, îmi venea să-l arunc și aici mi-am dat seama că m-am atins de el. Și iară trebuie să-mi spăl mâinile. M-am dus iară la cran, am pus sapon, l-am deschis, am spălat, l-am închis. Am uscat. De acum mă storiam să fiu mai atent. Am ajuns la găini, le-am întrebat cum treburile. După cum eu eram curat, nu puteam să văd mizeria de la ele. Am zis mai bine să nu o văd. Mergând puțin, m-am gândit să le rup, să le dau niște iarbă. Așa și am făcut. Am luat sapa, era așa de mult că nici nu știam de unde să mă apuc. M-am apucat care era mai aproape. Le-am făcut o mojilă, cred că va fi destul. M-am dus și le-am dat. Oare ce voi face mai departe? Corect, am pus sapon, am deschis apa, am spălat, am închis apa, am uscat. Am mai mers o leacă, am simțit un miros neplăcut din gură la mine. Am fugit după pastă și periuță, am ieșit afară cu ele, am venit la cran, am pus pastă pe piere, am clătit în gura, am început să spăl. Am spălat 10 minute, 20, 30, dar mă durea mâna și gura. Am scuipat, mi-am plătit gura. Am spălat pierea, pasta, fața, picioarele. O, e cam oia, mă simțeam ca nou născut. A venit în fața casei, Cristi stătea în ogradă. L-am întrebat ce caut aici. El a zis că a venit să mă mai vadă. Și m-a întrebat, deși n-a răspuns când m-a sunat. A, la mine telefonul în casă, eram pe afară. A, mă uitam și eu, poate s-a întâmplat ceva. Nu, doar eram pe afară. Am înțeles. A, noi n-am dat noroc. A, da. Oi, brat, poate îndușim în dos la casă, că acolo e mai umbră. Da, cădea. Ne-am dus în dos casei, Cristi a scos niște dulciuri și un ceai, să împărțești cu mine. Dar înainte de a le mânca, i-am propus să ne ducem să spălăm mâinile. El nu a fost de acord, a spus că n-are pentru ce, că și așa sunt curate. Eu doar nu le pun în gură. Dar pe de-o parte ce-mi fac eu griji pentru el? Nu vrea, ia uite treaba lui. M-am dus, am turnat sapon, am deschis cranul, am spălat, am închis cranul, le-am uscat. Venind înapoi, Cristi deja a terminat tot de mâncat, chiar și ceaiul. Nu i-am mai putut zice nimic, că până la urmă tot el le-a cumpărat. Am mâncat și eu ce mi-a dat, era bună, dar puțin. El mi-a întins sticla cu ceai. După ce a băut el de acolo, eu i-am spus: nu, mulțumesc, eu cu ceaiul nu prea. Ia, eu am apă potabilă, asta e mai sănătoasă. Nu, cum știi? Eu prost abajaiu ceaiul.